Frații mei de la Societatea Misionară Română, care mă însoțesc peste tot și peste tot întind masa cu cărți. Și de unde să știi ce-s cărțile acelea dacă nu ți explică cineva, dacă nu ți le recomandă cineva? Și vreau mai ales să vorbesc tinerilor care au crescut în case de pocăiți. Când eu am crescut copil în casă de pocăiți, singurul pocăit din sat era tata și mama. Când m-am dus, noi ne-am mutat la Iud, când m-am dus la școală în clasa 1 primară, învățătorul le-a spus la copii că ăsta e pocăit, fel de necurat, trădător de neam, nu vă jucați cu el. Și m-am trezit că mă resping. Ce e asta? Sigur că tata a avut înțelepciunea să ia, să deschidă la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, să-mi spună: uite ce zice Domnul Iisus, noi nu suntem din lumea aceasta, de aceea ne urăște lumea, că noi nu suntem de ai lor, noi suntem de sus, de la Dumnezeu. Aceasta a fost prima mea explicație, dar eu am dorit mai mult, am vrut să înțeleg câte religii sunt și de ce sunt eu altfel decât neamul meu. Că neamul meu românesc e ortodox. Noi, de ce ne-am desprins de acolo? De ce nu mai suntem ortodoxi? Și în urma unor dezbateri în problema aceasta și căutare de definiri, acum vreo 22 de ani, încă înainte de căderea comunismului, am publicat această carte intitulată Credința adevărată. Sunt multe credințe creștine. Care e adevărată? Cum judeci o credință? Și după ce am scris partea întâi a cărții, cineva a citit-o și mi-a spus: m-ai convins, dar totuși eu vreau să stau în ortodoxie, să o schimb pe dinăuntru. Și atunci imediat mi-am zis: bietul de el nu știe că au mai încercat și alții. A încercat unul, Dumitru Cornilescu, care a tradus Biblia și l-au dat afară și din țară. A încercat Tudor Popescu, l-au dat afară din popie. A încercat Tudor Iosif Trifa, l-au pus la tribunal și când au decis să fie răspopit, să îi se anuleze hirotonisirea, el tocmai a murit cu câteva săptămâni înainte de pronunțare. I-au scos trupul din mormânt. Că nu mai putea sta într-un cimitir ortodox dacă el nu mai este popă. Și atunci am descoperit că Dumitru Cornilescu, Tudor Popescu și Iosif Trifa au scris ce li s-a întâmplat. Au scris cum au ajuns ei să înțeleagă că nu-i bine acolo. Și au încercat să schimbe lucrurile. Și au fost dați afară. Și e foarte interesant să citești de la trei preoți mari cum au ajuns ei să înțeleagă că nu-i bine cum sunt, că ar trebui o reformă. Și am adunat scrierile acelea și le-am pus în partea a doua a cărții. Așa că această carte îi ajută pe tinerii noștri să înțeleagă diferitele credințe și care sunt credințele noastre.
nu mi-a fost suficient. Am zis, nu-i destul. Trebuie să înțeleg istoric cum a ajuns poporul român să fie ortodox. Întâi a fost catolic, după aceea a devenit ortodox prin faptul că bulgarii ne-au cucerit și au impus ortodoxia poporului român. Un lucru care ortodoxia nu vrea să-l arate. Și după aceea, cum a ajuns atâta păgânism în România? Dau un exemplu simplu. În fiecare lună iunie, către sfârșitul lui iunie, este sărbătoarea sânzienelor. Cei de la țară vă mai aduceți aminte. Și fetele se duc în zori, culeg flori de sânziene și apoi fac niște ritualuri. Sânziana. Noi, dacă studiem puțină filologie, adică învățăm cum s-a dezvoltat limba română din limba latină, vedem că una din reguli e că pe D, noi l-am schimbat în Z. Deu, Deus, noi l-am făcut zeu. Și diem, am făcut ziua. Atunci, ziana, cine e? Diana, sân, ziana, sfânta, ziana, e sfânta Diana. Cine e aia? Mare este Diana Efesenilor. De atunci până astăzi, fetele din România se închină la Sfânta Diana, la Sfânta Diana. Fără să știe, că nu le mai spune nimeni, fetelor, vă închinați la o zeiță păgână. Așa a rămas. Cum a rămas? De ce a rămas așa? Și atunci am scris această a doua carte, Căderea în ritual. Cum a căzut poporul român în păgânism și în ritualism? E un studiu istoric, filologic, folcloristic, din toate domeniile culturii și istoriei românești. Și cu asta am răspuns chiar pentru mine. De ce nu sunt ortodox? De ce sunt altceva? De ce am ieșit și de ce părinții mei au avut dreptate să zică nu mai rămânem acolo? Tu ești un tânăr intelectual și tu îți pui întrebarea și ți-o pun alții, tu de ce nu ești ca noi? Ți-am pus la dispoziție aceste două cărți care să-ți explice de ce suntem altceva decât majoritatea neamului românesc. Am cunoscut acum vreo 20 de ani un misionar american care a fost misionar în mai multe țări din Asia, un om extrem de pocăit, un om al rugăciunii. Și el mi-a povestit întâi de toate cum a învățat de la mama lui rugăciunea de mijlocire. Și el a scris această carte intitulată Tu poți schimba lumea prin rugăciune. Oameni care nu pot merge pe câmpul de misiune, oameni care nu pot predica, surori care sunt legate acasă, tu poți schimba lumea prin rugăciune. Și cartea aceasta e manualul care te ajută să faci acest lucru. Un prieten al meu, un păstor din America, tot așa, pe care l-am simțit că e foarte pocăit, a scris o carte intitulată Viața devoțională personală. Puneți acolo în loc de devoțională Viața de rugăciune. Viața de rugăciune personală. Ce faci tu când te duci la rugăciune?
Cum vorbești cu Dumnezeu? Cum folosești cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune? Și multe alte instrucțiuni pentru rugăciune. Eu aș adăuga lângă asta cursul meu intitulat Părtășia cu Dumnezeu. E un curs care sper că îl mai au acolo la masă, Părtășia cu Dumnezeu, în care explic ce fac eu când mă duc la rugăciune. Cu mulți, mulți ani în urmă, în 1957, am ajuns ucenicul lui Richard Wurmbrand și l-am văzut, era după 9 ani de închisoare. A venit din închisoare, a stat 3 ani liber și după aceea l-au arestat și a mai făcut 5 ani de închisoare. L-am văzut cât e de bogat, cât de mult dă la toți cu care se întâlnește. Și am spus, frate Richard, toată ziua se perindă oamenii pe la dumneata și la toți le dai câte ceva. De unde scoți atâtea? A zâmbit și mi-a spus, frate, adică Iosif, mă scol la ora 4 și de la 4 până la 8 e timpul meu cu Dumnezeu și timpul meu de studiu în cuvânt. Și uite, am niște fișe și tot ce înțeleg din cuvânt scriu pe fișe și le am aici. Și când vin în vizită, unii și alții iau câte o fișă și îi spun un cuvânt, pentru ca la fiecare să-i dau ceva. Nu pot da la toți același lucru, că mă plictisesc eu. Așa că trebuie să-i dau la fiecare altceva. Când am auzit aceasta, de la 4 la 8, e puțin prea mult. Și eu am negociat și am zis, de la 5 la 7, la 8 trebuia să mă duc la serviciu și atunci am zis, de la 5 la 7 va fi timpul meu cu Dumnezeu. Și am învățat de la Richard că eu să fiu atent când îmi vorbește Domnul și atunci eu am aici în Biblie totdeauna. La început, în Biblia mea, sunt aceste foi de hârtie albă, cu linioare. Pentru că atunci când îmi vorbește Dumnezeu, eu să scriu ce mi-a vorbit Dumnezeu în 18 a 10-a, aici la Timișoara, adică ieri dimineață. Nu vă citesc, asta e pentru mine. Scriu după dictare. Scriu ce am auzit. De atâția ani, viața mea se concentrează în acele două ore. Adevărata mea viață, bucuria mea, puterea mea, lumina mea, toate vin de acolo, din orele acelea cu Dumnezeu. Și am învățat un lucru, mie îmi trebuie 7 ore de odihnă. Lupta pentru timpul de dimineață cu Dumnezeu se dă seara, ca înainte de ora 10 eu să fiu în pat. Și strict cu asta și mereu le spun la oameni, dacă vin acasă la mine pe la 9, mă uit la ceas și zic, nu vă supărați, plecați acasă. Pentru că eu mâine dimineață la 5 am întâlnire cu regele regilor. Amin. Și am nevoie de odihnă pentru asta. Repet. Cel mai important lucru în lumea aceasta pentru mine e statul de vorbă cu regele regilor, cu cea mai frumoasă ființă din univers, cu acela
cu care mi-e drag să mă întâlnesc, pe care mi-e drag să-i spun te iubesc și l-aud, să-l aud că îmi spune eu te iubesc întâi, tu mă iubești pe mine pentru că eu te-am iubit întâi. Și e o întâlnire de dragoste, o întâlnire cu o persoană vie, căruia îi vorbesc și care îmi vorbește. Dumnezeu se aseamănă cu. Și împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Se zice, cu ce aș mai putea asemăna împărăția lui Dumnezeu? Pentru că vreau să vă fac să o înțelegeți. Până și după înviere, citim în Faptele 1:3, li s-a arătat 40 de zile discutând cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pentru Domnul Iisus a existat un singur subiect. Nu e important să zicem atunci, trebuie să-l înțeleg. Ce-i împărăția lui Dumnezeu? Și vrea ca în seara aceasta să vă vorbesc despre două împărății în conflict. Domnul Iisus a fost cel care ne-a spus că diavolul este stăpânitorul lumii acesteia. Și dincolo e Dumnezeu care zice, vreți să veniți sub autoritatea mea? Dumnezeu vrea să-și aducă împărăția lui aici. El nu se impune, el nu se forțează, ci zice, mă vrei? Mă vrei pe mine? Uită-te sub cine ești acum. Uită-te cum e stăpânul acela. Uită-te ce vrea să facă cu tine în final. N-ai vrea să-ți schimbi stăpânul? Sunt doi stăpâni. Unul e aici și i-a înrobit pe oameni și Ioan zice, toată lumea zace sub cel rău. Domnul Iisus a adus aici împărăția lui Dumnezeu. Adică El e Dumnezeu venit la noi, zicând, nu mă vreți pe mine să vă fiu eu proprietar? V-am spus aseară că imediat după ce mi s-a arătat Domnul Iisus și mi-a spus că m-a iertat și m-a primit, următorul gând pentru mine care mi-a definit toată viața mea este, El trebuie să fie proprietarul. Eu nu mi mai aparțin. Viața aceasta o guvernează El, de viața aceasta depinde, dispune El. Aceasta e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să-L instalezi pe Dumnezeu ca rege al tău, ca stăpân al tău, ca domn al tău, ca proprietar al tău. Și aceasta înseamnă că după aceea nu mai iei niciodată o hotărâre singură. Întotdeauna îl întreb pe proprietarul, ce vrei să fac cu proprietatea ta? Îmi place foarte mult să citesc Biblia în original, în limba greacă și mereu le spun la studenții mei, fiți atenți că aici în greacă scrie altfel, Romani 5:5. Pardon,
8 cu 5. Sau 8 cu 6. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Am fost șocat să văd că în limba greacă Pavel a scris altceva, mai scurt. Mintea cărnii este moarte, pe când mintea Duhului este viață și pace. Mintea cărnii. Mintea cărnii, adică a naturii noastre inferioare, a trupului, înseamnă că mintea aia zice tot timpul, măria ta carne, ce mai dorești? Măria ta carne, ce ai mai dori? Că eu sunt roaba ta și eu, măria ta carne, am eu toate șmecheriile necesare să-ți dau tot ce trebuie. Că asta e slujba mea. Eu sunt mintea ta, a cărnii. Când m-am predat Domnului Iisus, când l-am făcut pe Dumnezeu proprietar, Domnul Iisus l-a adus pe Duhul Sfânt în mintea mea. V-ați înnoit în Duhul minții voastre. Duhul Sfânt a devenit Duhul minții mele și mintea mea a devenit mintea Duhului Sfânt. Cum vine asta? Imediat după convertire, dacă vine ispita, spune o minciună. Aud o voce. Hei, Domnul Iisus a zis da să fie da și nu să fie nu. Că Duhul îmi aduce aminte ce m-a învățat Domnul Iisus, așa-i? Asta e o funcție a Lui, să îmi aducă aminte ce m-a învățat Domnul Iisus. Câte vreme eram lumesc, auzeam o singură voce, vocea cărnii. Acum, dintr-o dată, hop, am auzit ce zice carnea, dar am auzit altă voce. Deasupra, vocea aceea zice, ascultă-L pe Iisus. Ce te-a învățat Domnul Iisus aici? Duhul Sfânt a devenit Duhul minții mele și mintea mea a devenit mintea Duhului. În sensul că de acum mintea mea îl întreabă mereu pe Duhul. Ce zici tu să fac? Duhule Sfânt, mintea mea nu mai e a mea, mintea mea e a ta. Și dacă cumva mă trezesc că gândesc ceva nepotrivit, tresar și zic, Duhule Sfânt, îți place ce gândește mintea mea acum? Sau îți place ce macină moara mea acum? Tu ești proprietarul minții mele. Așa cum Duhul Sfânt e și proprietarul trupului meu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Amin. Duhul Sfânt e proprietarul trupului meu. Ce fac cu el? Băg în el o travă? Ce fac? Cum îl hrănesc? Să am grijă că nu sunt eu proprietar aici. Eu sunt acum proprietatea lui Dumnezeu și proprietatea Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă că mi-am schimbat proprietarul. Și prin secolul 2-3, când se convertea un om, botezul pe vremea aceea era semnul că ți-ai schimbat stăpânul.
La botez trebuia să declar public că mă leapă de Satana și las să fiu îngropat față de Satana. Și când te ridicai din apă, trebuia să strigi, să audă toți: Iisus Hristos este Domnul. Adică am alt proprietar acum. Când zici Domnul, zici stăpânul. Să știe toată lumea că am trecut de sub o stăpânire, sub cealaltă stăpânire. Sau cum îi spune Pavel în Coloseni 1 cu 13, am fost strămutați, transferați din împărăția întunericului în împărăția fiului dragostei sale. Am fost transferat sub o altă autoritate. Cea mai importantă învățătură a Domnului Isus este aceasta despre împărăția lui Dumnezeu. Ți-ai schimbat stăpânul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Căutați în fiecare minut ce vrea noul meu proprietar. Și căutați dreptatea lui, corectitudinea lui. Eu nu mai fac ce vreau eu. Eu am un proprietar. E lucru de bază. Lucru așa de bază încât Domnul Iisus mă învață cum să gândesc și îmi spune despre sine în Ioan 5: Fiul nu face nimic de la sine. A face ceva de la tine înseamnă a face ce te taie pe tine capul. El zice: eu nu fac niciodată ceva de la mine, pentru că eu totdeauna îl întreb pe tata, care e voia lui tata. Și eu nu fac decât voia lui tata. Că eu m-am coborât din cer să nu fac altceva decât voia lui tata. Și mâncarea mea și băutura mea e să fac voia lui tata. Vrei să fii fratele meu? Vrei să fii sora mea? Care e condiția? Cine acceptă să aibă același principiu fundamental ca mine, adică să zică: în viața mea nu se mai face decât voia lui Dumnezeu, acela mi-e frate, soră și mamă. A face voia lui Dumnezeu înseamnă a fi în împărăția lui Dumnezeu, a-L avea pe Dumnezeu stăpân. Și Domnul Iisus spune: trebuie să gândești și tu ca mine. Adică întotdeauna nu faci nimic de la tine. Cum vrea șeful meu? Cum vrea stăpânul meu? Dacă n-ai acceptat acest principiu de bază, Domnul Iisus nu-ți spune frate sau soră. Frate sau soră mi-e acela care gândește ca mine. Nu fac nimic de la mine, ci totdeauna îl întreb pe tata: ce vrei tu să fac? Repet, dragii mei, singurul subiect al Domnului Iisus e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu mi-e proprietar, mi-e șef și eu nu mișc decât întrebându-l pe proprietar: ce vrei să fac? Împlinirea voii lui Dumnezeu este pentru noi baza, principiul de bază. Dacă e așa, atunci Domnul Iisus nu se rușinează să spună frate și soră. Întrebare acum, întreabă-te tu, cât de important e acest principiu pentru mine? În Proverbe, capitolul 3, de la versetul 5 încolo, spune: nu te considera singur înțelept, ci în toate căile tale recunoaște-L pe Dumnezeu. Băgați de seamă ce înseamnă a
recunoaște pe Dumnezeu. A recunoaște înseamnă a-L readuce în cunoaștere. În toate deciziile tale, adu-ți aminte de Dumnezeu. Ce dorești tu să fac? E principiul de bază al trăirii. În toate situațiile, nu te considera singur înțelept, nu alege tu ce să faci, pentru că tu ai luat decizia fundamentală, eu nu mai sunt a meu, eu îi aparțin lui Dumnezeu. Vom vedea consecințele în partea a doua. Acum ne ridicăm în picioare, ne mișcăm puțin, frații vin cu o cântare sau două și ne înviorăm puțin și continuăm apoi cu învățătura. Apostolul Pavel le-a scris galatenilor și le-a făcut cunoscut că Evanghelia lui nu de origine omenească. Evanghelia lui a primit-o direct de la Domnul Iisus, printr-o descoperire. Tot ce are Apostolul Pavel e de la Domnul Iisus. Nu există contradicție între Pavel și Iisus. Și Pavel ne spune și nouă, dacă vreți un cuvânt așa direct de la Pavel, îi spune lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 6, și versetul 3, dacă învață pe cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, de învățătura care duce la evlavie, la sfințenie. Deci, Apostolul Pavel ne spune, țineți-vă de învățătura Domnului Iisus. Și Ioan, în a doua lui epistolă, ne spune în versetul 9, că cine nu rămâne la învățăturile Domnului Iisus, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Așadar, eu întotdeauna încep de la Domnul Iisus. Și v-am înfățișat un tablou, două împărății, ori ești în împărăția diavolului, ori în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi l-am citat pe Pavel, că am fost strămutați dintr-una în cealaltă. Dar vreau să vă citesc ceva mai mult. Acum mergem în Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, când? Când trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Noi credeam că facem voia firii noastre, voia naturii noastre, dar noi trăiam după Domnul lumii ăsteia, stăpânitorii lumii acesteia. Acum, dragii mei, noi nu trebuie să ne oprim aici, să zicem, a, gata, am trecut din coace. Diavolul ne-a lăsat în pace cât eram a lui. Diavolul avea grijă să nu credem că el există. Diavolul nu vrea să credem că el există. Când ne scapă, se dezlănțuie cu o furie împotriva noastră. Și Petru zice că e ca un leu răgnind și căutând pe cine să înghită.
așa e el. Un leu care și-a pierdut prada. În Romani 6:6, apostolul Pavel spune și el, noi n-avem de luptat împotriva cărnii, Romani 6:12, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a Duhului, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Împrejurul nostru, locurile cerești sunt locurile astea în jurul nostru. Sunt duhuri ale răutății. Băgați de seamă, toată Biblia vorbește despre duhuri rele. Și există duh de minciună, duh de mânie, duh de ceartă, duh de invidie. Fiecare păcat este produsul ispitei unui duh rău. Băgați de seamă, diavolul nu-i omniprezent. Diavolul sau Satan. El are mii de agenți, duhuri rele. Astea nu sunt metafore, astea sunt realități. De exemplu, când Domnul Iisus ne spune că duhul rău, care a ieșit din om, de la o vreme nu-i place că-i ca într-un pustiu, vine înapoi, zice, oare nu cumva găsesc casa goală? Și dacă o găsește goală, dacă zice, pot intra, că nu-i păzit, se duce și mai ia 7 duhuri. Haideți că e gol, haideți că se poate intra. Și starea de pe urmă omului e mai rea ca cea din tâi. Noi, mulți zic așa, asta era gândire pe vremea Domnului Iisus. Noi suntem mai luminați, noi nu mai credem în atâția demoni și nu există așa ceva. Eu vreau să vă spun că astea sunt realități reale și obiective și concrete. Că sunt duhuri ale răutății, adică duhuri specializate în păcate. Și lucru care e foarte dăunător, să zici, odată ce m-am predat lui Dumnezeu, nu mă mai poate stăpâni un duh rău. Unul care e pocăit, unul care e umplut de Duhul Sfânt, cum să mai crezi că mai poți ajunge sub cel rău? Și sunt tare mulți care zic, nu se poate, domnule, odată ce ai Duhul Sfânt, cel rău nu mai poate intra acolo. Oare? Haideți să ne deschidem învățăturii Domnului. Ne ducem acum la Romani capitolul 6. Romani capitolul 6 este un text adresat credincioșilor, celor care prin botez am murit față de fostul stăpân și acum am devenit proprietatea Domnului Iisus. Socotiți-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, pentru că v-ați făcut una cu Hristos. Mai poate un om care e așa să mai poată fi stăpânit de cel rău? Nu, Domnule, zic cei mai mulți, nu se mai poate. Haideți să vedem ce spune Pavel în continuare. Așadar, ai înțeles ce s-a întâmplat cu tine. Ai murit față de cel rău, ai fost îngropat față de el, ai înviat împreună cu Hristos, socotește-te mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Ce urmează? Nu vă mai dați mădularele în stăpânirea păcatului.
Fiți atenți, fiecare păcat are un duh al păcatului. Când te dai păcatului, te dai duhului acelui păcat. De exemplu, există duhul de mânie. Și în Efeseni 4 cu 27, Pavel spune: mâniați-vă să nu păcătuiți, să nu dați prilej diavolului, că la mânie tu îi dai prilej diavolului. Cum vine aia? Roman 6 cu 16 e legea de bază. Nu știți că dacă vă dați unuia dintre cei doi, Dumnezeu sau diavolul, ca să-l ascultați, deveniți robii celui pe care îl ascultați? Adică, când diavolul spune, auzi, ca să scapi, spune o minciună. Tu de fapt zici, măria ta, duhule de minciună, de tine îmi place, pe tine te ascult. Când îl asculți pe el, te dai lui și zici, tu ești proprietarul meu. Din Geneza 3 încoace, din Eden, asta e legea. Dacă îl asculți pe diavolul, devii al diavolului. Diavolul devine stăpânul tău. Și legea aceasta se aplică și credincioșilor nou testamentali, conform lui Romani 6 cu 6. Și dacă vrei să mai adaugi unul, uită-te la 2 Corinteni 11 cu 3. Mă tem ca după cum șarpele înșelat-o pe Eva cu șiretlicul lui, nu cumva să vă strice și pe voi, să vă strice mințile voastre, gândurile voastre, de la curăția și credincioșia care e față de Hristos. Adică șarpele face exact ca în Eden. Intră în gândurile tale și zice, auzi, o minciună nu-i mare lucru. O ceartă sau o dușmănie nu-i prea mare lucru. De ce? De poți să fii chiar sfânt? Ma, nu fii prea sfânt, că nu-i bine. Și are el tot felul de argumente ca să te dai pe brazdă. Adică să mai faci un păcățel aici și un păcățel acolo, o minciunică, nu-i mare lucru. Și gândurile voastre s-au stricat față de credincioșia, față de Hristos. L-ați trădat pe Hristos. Țineți minte, deci, legea de bază. Noi tot vis-a-vis de doi stăpâni suntem, tot timpul. Și tot timpul legea aceasta acționează. Ești robul celui pe care îl asculți. Când îl asculți pe diavolul, când faci un păcat, ai devenit rob al duhului acelui păcat. În Efeseni 4 cu 17, unde Pavel zice, fiți atenți că la mânie poți da prilej diavolului. Prilej, cuvântul ăsta în greacă înseamnă cap de pod sau bază de operații. Adică când l-ai ascultat și ai spus o minciună, i-ai dat un cap de pod, a putut pune piciorul. Mâine, când mai spui o minciună, se bagă mai mare, tare. Și poi mâine mai tare și ți-e tot mai ușor să minți. Pentru că el devine tot mai stăpân, până când minți ca apa. Pentru că el te stăpânește. Acum fiți atenți că Pavel zice, fiți atenți că plata păcatului este moartea. Cui vorbește?
E tot Roman 6, versetul 23. Ne vorbește nouă. Plata păcatului este moartea. Păi cum? Se poate? Ia uitați-vă la Apocalipsa 3 cu 5 la Smirna. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. O biserică întreagă care, să vedem, ăla e versetul, parcă... să fie clar. Versetul 1. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. De ce? Pentru că toți faceți compromisuri cu păcatul. Ai doar câteva nume acolo care nu și-au mânjit hainele. Acum, ce se întâmplă? Hai să vedem exact starea pocăiților. Când vii într-o adunare și vezi cum cântă, zici că ai intrat în cer. Și începi să cunoști pe Domnul și te predai Domnului și te botezi. Și poți să fii botezat cu Duhul Sfânt și să faci minuni. Dar cumva poate a intrat mândria în tine. Mândria e duh de mândrie. Și mândria aduce cu ea altceva. De aceea psalmistul zice, păzește-mă de mândrie, că și atunci nu voi fi vinovat de păcate mari. Pentru că mândria aduce cu sine păcate mari. Cine sunt eu? Acum uitați-vă cine sunt eu. Și nu-ți dai seama că i-ai dat cap de pod. Cu mândria vin restul, pentru că mândria merge înaintea căderii. Sau te-ai certat cu o soră. Nu, acum, de ce? Cine nu se ceartă? Dar Pavel în Galateni 5 cu 19 zice, cearta, mânia, vrăjmășia, cine le face, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, ca să nu-s roada Duhului Sfânt. Dar cui roade sunt? Păi roada duhurilor păcătoase. Treptat, treptat, am făcut compromisuri cu păcatul, mândrie, minciună, dușmănie, ceartă, rivalități. Și Apostolul Pavel le scrie colosenilor, când între voi sunt certuri, nu trăiți voi ca ceilalți oameni? Tot firești sunteți. Și cine e firesc, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și el îi spune, sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. 1 Corinteni 15 cu 33. Între voi nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și hai să citim ce ne spune Petru în 2 Petru, pentru că el analizează mai pe larg problema aceasta. Între voi, 2 Petru capitolul 2, între voi vor fi învățători mincinoși, care se leapădă de stăpânul și încep de străbălări. Și din pricina lor, calea adevărului vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Asta e în biserică, nu numai baptistă.
Mi-e frică să zică și penticostală, că nu mă dați afară. Auziți ce spune în continuare în versetul 19? Le făgăduiesc libertatea la oameni, în timp ce ei înșiși sunt robiți de robii ai stricăciunii. Stricăciune în limbaj modern se zice corupție. Sunt robi ai corupției, pentru că fiecare e robul lucrului de care e stăpânit. Minciună, furt, înșelăciune, mândrie, e rob al corupției. În adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, au scăpat de întinăciunile lumii, dar se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Era mai bine pentru ei dacă n-ar fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Nu mai citesc ultimul verset că e prea groaznic. Deci aceasta e ce ne spune apostolul Petru despre ce se întâmplă în adunările noastre. Și treptat ajungem stăpâniți de duhurile acestor păcate. Și câte sunt păcatele tale? Atâtea duhuri rele sunt acolo. Câte păcate faci, atâtea duhuri rele sunt acolo. Dușmănie, neiertare, nu-l poți ierta cu pecutare, că de ce ți-a zis vorba aceea? Nu poți să-l vezi pecutare. Sunt atâtea forme de stăpânire demonică. Acum vă rog, fiți tare atenți. Treptat, duhurile rele au pus stăpânire pe tine, tu l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Conform lui Efeseni 4, dacă minți, dacă furi, dacă spui vorbe urâte, l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Și după aceea, în Galateni, în 1 Tesaloniceni 5:18, l-am stins pe Duhul Sfânt. L-am făcut să plece. Acum, Domnul Iisus, în Ioan 15, spune că Duhul Sfânt vine să rămână. Și mulți teologi zic, vedeți, în Vechiul Testament, Duhul venea și pleca. Dar în Noul Testament, El vine să rămână. Să-și facă locuința acolo. Amin, așa-i. Dar Domnul Iisus adaugă după aceea, rămâneți în mine. Dacă trăiți după poruncile mele, veți rămâne în mine. Dacă nu trăiți după poruncile mele, mințiți, vă certați, furați, înșelați. Pe orice mlădiță care face astea, tata o taie. Rămâneți în mine, continuați să fiți curați, nu vă dați în stăpânirea celuilalt, pentru că tata atunci vă taie și mlădița pe care o taie se usucă și e aruncată în foc. Aceasta e starea multora în bisericile noastre. Și de aceea Pavel spune în textul din 1 Corinteni 11 despre cina Domnului, din pricina aceasta, că nu vă cercetați să vă descoperiți păcatele, nu puțini dorm și mulți sunt bolnavi. Boala e datorată
neascultării de Dumnezeu și ascultării de duhurile rele. Așa spune apostolul Pavel. Nouă, nu ne vine să credem astea, fraților. Și sunt atâtea teologi care așa știu să răstălmăcească textele astea încât să însemne exact invers. Eu vi le arăt pentru că mă uit în biserici moarte, și baptiste și pentecostale. Sunt biserici moarte. Vă merge numele că trăiți, zice el, Domnul Iisus, deci moarte. Pentru că v-ați spătat hainele, ați devenit ai celui rău. Duhul Sfânt a plecat. Și când împăratul David, după ce a păcătuit și și-a deschis ochii și a văzut, se roagă, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Și în Noul Testament e valabilă rugăciunea aceasta. Că Dumnezeu e același ieri, azi și în veci. Amin. Nu lua Duhul tău de la mine. Dăm din nou bucuria mântuirii. Restaurează-mă în mântuire și în Duhul Sfânt. Ce-i de făcut? Încă o mărturisire pe care vreau să vă fac. Eu am fost orb la învățăturile acestea ale Domnului Iisus despre duhurile rele, despre stăpânirea demonică. Am fost orb, le-am văzut, dar niciodată nu le-am luat în seamă. Adică, cum e învățătura Domnului Iisus? Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici cam 2 ani în școala lui. Eu am fost în școală de profesor. După 3 ani de școală am început să facem practică în producție. Adică ne-a trimis la școli unde să facem practica. După 2 sau 3 ani, după 2 ani, că toată școala a fost 3 ani jumate, cam după 2 ani, Domnul Iisus spune, e vremea să treceți la practică. Ce faceți? Vă duceți să faceți 3 lucruri. Să predicați împărăția lui Dumnezeu, exact ca mine. Să le spuneți la oameni să iese de sub cel rău și să vină sub Dumnezeu. Să scoateți demonii și să vindecați oamenii. Noi am venit cu o teorie. Proiectul ăsta a Domnului Iisus de a lupta împotriva celui rău a ținut numai prima generație. După aceea cu asta s-a terminat. Noi nu mai credem azi în demoni și în lucrurile astea. Ale au fost atunci. Și a fost numai pentru apostoli. Ca și când Domnul Iisus a început un război pe viață și pe moarte cu împărăția celui rău. Așa cum spune Ioan în 1 Ioan 3:8, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Unul din scopurile întrupării Domnului a fost să nimicească lucrările diavolului și să aducă aici domnia lui Dumnezeu. Să alunge duhurile rele și cu asta să ne facă sănătoși. Pentru că el a spus, uite femeia asta, gârbovă, diavolul o ținea așa. Și trebuia să fie eliberată de diavolul ca să-și îndrepte și răspinării. Dar noi nu mai credem că diavolii produc boli. Noi suntem mai luminați decât Domnul Iisus. Cam așa zic unii din frații mei teologi. Ei bine, aici a fost o revoluție mare în viața mea,
când am zis toate astea sunt reale și azi. Domnul Iisus nu și-a abandonat strategia. El și astăzi ne zice, du-te și explică-le împărăția mea. Ducă-te, învață-i ce înseamnă să trăiești sub Dumnezeu și să-L asculți pe Dumnezeu. Și pentru pocăiți, deschide-le ochii să vadă că au ajuns sub duhurile rele. Și le deschizi ochii, la ce să le deschizi ochii? Citim în Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 18, ce îi spune apostolul lui Pavel. Te trimit la evrei și la neamuri să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Deschide-le ochii să vadă că prin păcat au ajuns stăpâni ai duhurilor păcatelor. În ultimii 30 de ani, probabil după câte am văzut eu, primul a fost Neil Anderson, un scriitor american care a scris Bondage Breaker, nu știu cum e tradus în românește, cel care rupe cătușele, sfărâmă lanțurile, și el a vorbit de stăpânirea demonică a credincioșilor. A fost mare scandal, dar au venit după aceea alții, cel care îmi place mie cel mai mult e un englez pe nume Horobin, care are o carte întreagă, Vindecare prin eliberare. Vindecare prin eliberare. Ce însemnează aceasta? În primul rând, trebuie să-i deschizi ochii omului să vadă în câte păcate trăiește. Și după aceea să îl faci să înțeleagă că fiecare păcat în spatele lui are un duh rău. Când ai făcut acel păcat, duhul acel rău a intrat în tine. Și câte duhuri sunt în unii credincioși. Și oamenii ăștia au învățat cum să îl învețe pe credincios, dacă vrei tu singur, te poți elibera singur. Dar dacă nu știi cum, atunci te ajută altul să-ți identifici păcatele, să spui, Doamne Iisuse, recunosc că prin păcatul ăsta m-am dat stăpân acestor duhuri și, Doamne Iisuse, îmi pare rău, mă pocăiesc, vreau să mă speli și te rog, eliberează-mă și duhul rău în numele Domnului Iisus pleacă din mine. Amin. Și când au plecat toate, te faci sănătos. Vindecare prin eliberare. E un lucru nou, e numai în generația noastră, astea au apărut acum, în ultime 20 de ani. Și eu la început am fost foarte sceptic și am spus, nu se poate, astea nu-s pentru noi în secolul 20. Când m-am uitat mai bine, ceea ce am văzut a fost următorul lucru. Sunt încă și astăzi două împărății în conflict. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. Lucrează și astăzi principiul, sunteți robii celui de care ascultați. Ascultând de păcatele acestea, ne-am făcut robii duhurilor acestor păcate. Ne-am golit de Dumnezeu, ne-am golit de Duhul Sfânt și am intrat sub robia duhurilor păcătoase. Avem nevoie să ni se deschidă ochii, avem nevoie de eliberare, de spălare, de curățare și de o nouă umplere cu Duhul Sfânt. Amin.
Și abia acum înțeleg eu ce spune Domnul Iisus, că noi trebuie să cerem Duhul Sfânt. Păi stai, Domnule, cum să-L mai cer, că eu L-am primit. L-am primit, dar L-am scos afară trăind în păcat. Și să-L cer de la Tata să vină din nou, să mă elibereze din nou și să mă țină apoi plin de El. În bisericile noastre sunt foarte mulți oameni care au ajuns în robia celui rău. Părtășia cu Dumnezeu a încetat, că părtășie cu Dumnezeu ai numai dacă umbli în lumină. În momentul în care ai început să umbli în întuneric, părtășia s-a dus. Duhul Sfânt nu-ți mai vorbește, că L-ai supărat. După aceea s-ar putea ca Duhul Sfânt chiar să plece. Tu nu mai ai bucuria mântuirii. Nu mai ai nicio bucurie, de fapt, pentru că în tine e din nou întuneric. Sunt sute și sute de asemenea pocăiți în adunările noastre, și baptiste și pentecostale. Nu-i diferență, păcatul e același, principiul e același, duhurile sunt aceleași. Dar ei nu vor să știe nimeni că El nu mai are Duh, că El nu mai are bucuria mântuirii. Păi stai, frate, dar uite, El face minuni în continuare. Vă spun și secretul acesta. Domnul Iisus ne-a spus câtă putere e în numele Lui. Când veți folosi numele Meu, Eu îl voi onora și voi face ce ați cerut în numele Meu. Oamenii aceștia prorocesc în numele Lui, fac minuni în numele Lui și fac scoateri de duhuri în numele Lui. Matei 7:21-23. Păi cum le fac? Prin puterea numelui Lui Iisus. Dar Domnul Iisus spune, Eu niciodată nu V-am cunoscut, pentru că voi trăiți în păcat. Numai cine are aceste cuvinte ale Mele și le face, acela va intra în împărăție. Că aceste cuvinte ale Mele sunt voia Tatălui Meu. Nu-i groaznic să faci minuni în numele Domnului Iisus, să prorocești în numele Lui și sunt lucruri reale, se întâmplă. Dar El spune, tu ai trăit în păcat, tu nu ești al Meu. Nu începem să ne zguduim, fraților, nu începem să ne îngrozim. Eu sunt îngrozit și mă uit la frații mei din România. Nu știu cum să strig. Fraților, nu vedeți unde suntem? Nu vedeți unde am ajuns prin compromisul cu păcatul? Prin intrarea în corupție? Sunt tot felul de scuze. Nu se poate că dar odată primit, Dumnezeu nu ți-l mai ia și orice ai face, tu tot al Lui ești. Mântuirea nu se poate pierde. Alte teorii ca să scuze păcatul. Și dacă nu alta, auzi, eu băgându-mă în corupție am făcut 3 milioane de dolari. Păi de-aia un milion îi dau Domnului. Și sunt unii care zidesc biserici cu bani făcuți în corupție. Asta e echivalent cu jertfa când aduce o vacă beteagă ca jertfă. Dumnezeu zice, nu mă jigniți, nu vă bateți joc de Mine aducând vite bolnave pe altarul Meu.
bani din corupție, nu e altceva decât vite murdare. Iubiții mei, în seara aceasta vreau să mă opresc aici. În seara aceasta doar am tras semnalul de alarmă. Dacă v-am putut convinge, atunci fiecare dintre voi trebuie să nu mai aibă liniște. Cum să mai ai liniște? Când Dumnezeu îmi spune, când va spune, niciodată nu te-am cunoscut. Deși ai fost cineva în biserică, deși ai făcut lucruri mari, niciodată nu v-am cunoscut pentru că voi trăiți în păcat. Asta înseamnă să faci fără de lege. Fără de lege e păcat. Nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva eu am fost descris? Eu nu știu. Eu nu știu cât e de curată adunarea voastră. Nu știu. Eu am venit în seara aceasta aici ca să strig să mă audă toată România, să mă audă toate bisericile, indiferent ce îmi vor face, indiferent ce atitudine vor avea față de mine. Am văzut învățăturile Domnului Iisus și ale apostolilor despre ce se întâmplă când noi glumim cu păcatul. Am văzut și am spus-o. Și strigătul inimii mele e să văd o nouă trezire în România. Trezire înseamnă să-ți vii în fire și să vezi compromisul nostru cu păcatul ne-a adus în robia diavolului și suntem morți, deși noi facem totul să creadă lumea că suntem vii. Adă-ți aminte de unde ai căzut. Fă ce ai făcut la început, pocăiește-te, întoarce-te înapoi la Dumnezeu. Nu va veni o trezire în România decât când va exista acest simțământ de dușmănie față de păcat. Când oamenii vor urî păcatul cu toată ființa lor și vor înțelege păcatul mă face rob al diavolului și eu nu mai vreau să fiu rob al diavolului, eu vreau să fiu totalmente sub autoritatea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, indiferent dacă mor de foame, dacă mă-și bat joc oamenii de mine, dar eu nu voi mai asculta de diavolul, eu numai pe tine te voi asculta. Sunt flămând și însetat după dreptate, după cinste, după adevăr, da, al meu va fi da și nu, nu. Ochii mei să fie curați, să nu se mai uite la curvie, la pornografie. Vreau curăție, vreau sfințenie cu toată ființa mea. Asta e dorința mea, sfințește-mă, dă-mi sfințenie sau mor. Când ajungem la aceasta, la dorința aceasta de sfințenie și facem totul să ne întoarcem din păcat la Dumnezeu, atunci vom fi noi treziți, vor fi bisericile trezite și va fi România întoarsă la Dumnezeu. O, Doamne, mai dăm bucuria să trăiesc ca să văd o asemenea trezire. O această revenire a copiilor tăi din robia păcatului la sfințenie, la ascultare totală de Dumnezeu. O, Doamne, ascultă-mă, ascultă-mă și dă-mi bucuria să văd această trezire la sfințenie și la ascultare totală de Tine. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, trezește, Doamne, România! Amin! Amin.